Neața, proaspe lăponezi. Păi, am început și noi munca. Este 6:30 aproape. Am început la 6, dar am stat după camion. Trebuie să-l alimentez. Decât cu motorina, nu ne băgăm, că avem consumat decât un sfert și ne ajunge. Băi, astăzi avem 3 livrări. Iarăși avem livrări multe, doar că două dintre ele sunt la două depozite, la Belstorp, locul ăla unde am rulota de mâncare înăuntru, de abia aștept că am bani la mine, cash. Și a doua livrare la Corby, știți foarte bine, și acolo la Morrison. Și a treia undeva în Nottingham, n-am fost niciodată, pare o firmă micuță, ceva, habar n-am, o să vedem. Sperăm că am timp să le fac pe toate, sunt în întârziere foarte mult, gen, prima livrare trebuia să fie la 6:30 acolo, 6:30 și eu sunt încă în firmă și încă nici n-am plecat. Și trebuie să alimentez, să fac verificarea camionului, să agăs vagonul, mai durează. Păi, se pare că Eva mea se lasă așteptată. Nu vrea să vină. Mi-a dus aseară niște emoții, începuseră așa niște contracții, dar se pare că a fost o alarmă falsă. V-am zis, tot ce vreau e să nască noaptea, să fiu acasă. Sau undeva când sunt foarte aproape de o firmă. Nu mai lungim, haideți să vedem ce facem și astăzi. Poate am și o chef mai mult de vorbit astăzi, de făcut ceva interesant, nu știu, o să vedem. De fapt de făcut. Să avem ceva interesant pe drum, vreo situație, ceva. Habar n-am. Gata, nu mai încerc când verific și eu camionul, ne vedem imediat pe drum. Nu plecați, în mijlocul săptămânii să înceapă ziua. S-a făcut 8 și ceva și n-am ajuns să mă rămas, am stat puțin pe A1, a fost ceva aglomerație, dar mai avem puțin, maxim jumătate de oră suntem acolo, așa că o să avem o întârziere destul de mare. Tot ce vreau să ajung acolo să-mi iau un sandwich cald, o cafeluță, dacă aș prinde și vreo oră de somn, ar fi o zi superbisimă. Superbissimo, bissimo. Băi, vreau să îl salut pe Gontariu Denis sau Gonțariu, nu știu. Sper că am pronunțat bine numele. Omule, mersi pentru poză, foarte tare poza. Îmi place enorm de mult. Cine mă urmărește și pe pagina de Facebook, pe Truckerboy, probabil deja a văzut poza pentru că este postată azi. În cazul vostru, când vedeți video-ul ăsta, e postată ieri. Băi, vreau să zic că îmi place, mai ales că lumea e receptivă la ideea asta mea cu Truckerboy. Truckerboy nu sunt eu, v-am mai spus. Aș vrea ca Truckerboy să fie o stare, mai ales pentru șoferii noi, pentru șoferii tineri, pentru că, după cum vedeți, eu văd șoferia puțin diferit față de cei mai în vârstă. Bine, probabil lumea o să zică, da, domnule, o vezi altfel pentru că nu stai pe comunitate, câștigi puțin mai bine, ai și viață, ai și împari și munca, o faci și cu plăcere. Și zic, băi, și când eram pe comunitate, tot cam același lucru, adică tot cu plăcere o făceam și tot îmi era drag, doar că, într-adevăr, era puțin mai greu. Cu singurătatea și cu, na, dorul de persoane. Dar tot o meserie frumoasă o vedeam și atunci. Nu mi se părea că e genul de meserie pe care să o urăști sau să o vorbești de rău. Dacă e să o luăm așa, cred că toată lumea se plânge de, să spunem, în principiu lumea se plânge de veniturile din această meserie. Pentru că raportat la efortul pe care îl faci zi de zi și la câte atribuții ai zi de zi, la câte trebuie să fii atent și multe de astea,
Vă dați seama că e o muncă prost plătită, oriunde, indiferent ce ai face, munca este, toți la unison cred că munca asta este prost plătită, inclusiv aici, toată lumea se plânge de chestia asta și cumva pe bună dreptate cam așa e, pentru că muncim foarte multe ore, sau hai, chiar dacă nu le muncim, tot le petrecem la muncă, adică tot muncă e. Că și eu dacă mă duc acum și stau aici la ăștia 7-8 ore în rampă, sunt tot la muncă, o pot numi tot muncă, chiar dacă o stau acolo, știi? Sunt ore multe până la urmă. Ore multe, foarte multe lucruri la care ești răspunzător și culmea culmilor, în cazul în care muncești prea mult, tot îți dai bani în buzunar la amenzi. Adică gen, ai depășit programul, tot îl plătești. Nu știu dacă mai există meserie în lumea asta în care să angajatul să plătească dacă își depășește norma de muncă, ca să zic așa. Deci este normal, este un trend de fapt chestia asta. Am postat ieri pe pagina mea un interviu cu un șofer german, un interviu preluat de la cei de la trans.info și inclusiv germanul se plângea de condițiile de muncă din Germania, deci nu condiții de muncă gen România, comunitate și nu știu, deci condițiile de muncă din Germania, salariul din Germania, la fel, pentru că e un stres foarte mare să ajungi la clienți la timp, indiferent cum, când e să ții pauzele, nu ai locuri de parcare și tot așa. Mai ales că el zicea că stă o săptămână plecat de acasă, în camion, și îi se părea mult. Înseamnă că românii noștri care stau câte 3 luni, chiar și 6, unii, ăia ce să mai zică? A? Ia uite și parlamentarii noștri. Ce faceți, mă, firea țării recu să fiți? Da, opăriți. Dați, cum e, darați în nortul popii. Mamă, să nu ieși tractorule, că te mierlesc. Așa, bine că te-ai dus mai încolo. Să nu-ți iau cupa aia. Da, așa că veniți noi mai pe aici. Danke, Schalke, danke. Era tare, frate, să stea cu cupa aia așa și șoferul să nu-și dea seama. Bang, să intre în aia, să dărâme. Final destination. Ți-a intrat cupa de la excavator în muie. Așa, revenim la oile noastre. Exact cum zicea Denis, domne, că cumva să vină o nouă generație. Aș vrea și eu să fiu o generație de șoferi tineri care își fac meseria cu plăcere, care nu stau să se plângă de orice căcat, nu fac pe victimile cu orice și tot așa. Evident, nu toate locurile de muncă sunt și ne plac tuturor, că știu de mulți sau cunosc destul de mulți oameni care fac meseria asta doar pentru bani, o fac în zi, nu știu, gen în meserii de care toată, în domenii de care toată lumea fuge, dar o fac doar pentru bani. Uite, spre exemplu, cunosc un băiat care lucrează în multidrop, aici în Anglia, o muncă foarte grea, pe clas 2, dar aș zis, bă, rezist doar din cauza banilor, nu că mi-ar face plăcere. Faci, o să mai fac cât mai rezist, cât mai mă duce psihicul, fizicul, după care o să îmi bag pula în ea, refuz orice, nu mai mă duc pe așa ceva. Uite, frate, Rolls Royce, băi, ești prost. Să nu spui că s-a oprit să mănânce la gheretă, la rulotă cu 5 lire, 3 lire. Așa. Și ziceam, sunt șoferi care fac asta doar pentru bani, adică nu interesează că muncesc la negru, că nu muncesc, că nu interesează ce fac. Adică, bă, muncesc, fac asta, 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 iau banii ăștia. Gata, domne, o fac, știi? Deci nu interesează, nu pun întrebări, nu fac nimic. Și sunt și alții care, na, sunt mai precauți. Întreabă de 7000 de ori, orice chichiță, orice drac, orice lac, orice mac și tot așa.
Draga mea, Range Rover îți trebuia ție. Mai te și uitai cu fața. Nu vrei să opresc tirul, să ieși tu? Nebuna pământului. Auziți-vă, bă, frate. Da, fraților, așa că, uite, Denis mi-a dat o idee bună cu... Cred că o să folosesc de multe ori sloganul ăsta, o nouă generație de șoferi. Hai să fim noi mai altfel față de cei mai... Bă, cum a trecut ăsta cu decărul pe aici? Bă, ești prost? Ce are, ăla e decăr ca al nostru, deci are 16. Și aici cât e, frate? E 14 și ceva. Păi ești prost? Cât e, mă? 15,9. A trecut, mă? 4,89. 4,8 înseamnă 4,89. Și ăla are 4,87. Adică cel puțin așa arată la noi. 14. Sunt 16 fiți, dar e 4,87. Bă, ce tare! Mă și miram. Ha! Vezi, dacă bagi pe GPS, nu te va aduce pe aici, pentru că el vede, tu ai înălțimea de 16 setată, iar el vede, iar el vede de 15,9, și atunci evident că nu te va băga pe aici. Dar cu toate astea, tu ai 4,87, adică ar mai avea 2 cm, plus de asta poți să o mai lași un pic în perne. Mai că știi ceva spațiu. Dar oricum tare. De fapt, de ce tare? Sunt prost eu. Am trecut și eu în Leeds tot pe 15,9. Pe A57M, parcă. E autostrada din care traversează relativ prin centrul Leedsului. Și sunt eu un tunel pe acolo și bineînțeles că am mers eu fără GPS, m-am crezut eu miezul din Dodoașcă și când am dat de pod mă opresc, mă panicasem. Și după aia a venit unul cu un trailer de azi, tot așa double decker, și mi-a făcut semn că dă bă că merge, a trecut ăla glonț pe sub pod. Și după aia eu mă opresc, m-am dat din perne, mă gândeam să vezi acum că nu trec. Și am trecut, n-am avut treabă. Ce s-a întâmplat aici? De aglomeraționis. A rămas unul în pană. Pe marginea drumului. Așa că, dragii mei, revenind iarăși, pentru a nu știu câta oară, haideți, mamă, ia uite-l, frate, Rolls Royce de-aia mortoar. Mamă, numai Rolls Royce-uri, frate. Dă-te în pula mea. Ah, scuză-mă, boss, nu te-am văzut că vrei să ieși. Mamă, deci numai Rolls Royce-uri, frate. Deci dai seama cine o fi murit? Ce magnat? Numai Rolls-uri, frate, ei. Frate, Tecnozii 97. Așa, revenind. Dragii mei, luați-vă o șapcă Tracker Boy, luați-vă un tricou Tracker Boy și haideți poate facem o modă din Tracker Boy ăsta. V-am spus, Tracker Boy nu sunt eu, Tracker Boy trebuie să fie o stare de spirit pentru toată lumea. Gen tânăr, plin de viață, care face ceva cu plăcere, cu pasiune, care nu se plânge, și pe dracu să-l ia pe Răzvan. Gata, nu mai lungesc, că am vorbit destul. Mergem aici, descărcăm la ăștia și după aia aplicăm la a doua livrare la Corbi. Cred că va trebui să ieșim pe acolo, pe A1, vedem, nu știu. Continuăm. Gata, dragilor, am plecat de aici. Am stat vreo 2 ore. Am stat mult pentru că aveam niște acte și se pare că actele nu erau bune pentru ăștia și a trebuit să stau să trimită niște acte prin e-mail. Să m-au rămăsat când... Eu nu înțeleg, frate. Bă, durează, nu știu,
un minut probabil să selectezi niște documente și să le trimiți prin mail. Să moară mă ăsta, când e vorba de a trimis acte prin mail, dacă nu durează, zici că le trimite cu porumbelul călător. Cred că mai repede mergea până de la prin telegramă sau cum dracu se numea aia, telegraf de ăla, decât cu mail-ul la ăștia. Dar ar draci în el de mail. Să dea draci în el de mail. Mergem acum la Corbi. Să vedem când ajungem și acolo. Sunt și acolo în întârziere, evident. În moment ce am plecat cu întârziere din firmă. Să văd eu la cât era. Era programat la 9:30 și eu ajung acolo în jur de 12:30. După 3 ore. O nimica toată. Gata, boss, încetinim, iartă-mă, scuză-mă, nu te mai aprinde așa. Ia uite-mă, pac, la limită, 29. Nebunule, nu mai mă certa, când am viteză prea mare. Da, băi, vreau să vă zic că, stăteam aici, am mai primit un mesaj în privat de la un băiat din... un băiat din Anglia, care tocmai a promovat și el atestatele aici. Și o să înceapă și el meseria. Meseria asta și îmi spunea cumva, domnule, că cumva mai motivat să încep meseria asta, că ai un mod aparte de a motiva oamenii. Și frate, trebuie să recunosc, nu sunt modez la chestiile astea, pentru că îmi scriu foarte mult chestia asta și ați văzut că v-am spus de fiecare dată și chiar sunt mândru de chestia asta, că motivez oamenii așa frumos și mai ales oamenii tineri. Îi motivez să facă o meserie și să facă ceva care le place. Nu să facă ceva obligat de împrejurări sau alte chestii. Și până la urmă, o meserie, frate, foarte frumoasă, o meserie decentă. Nu furi, nu dai în cap la lume, nu păcălești pe nimeni. Tot timpul am avut o... și eu am încă o concepție asta, că dacă încerci să păcălești pe cineva, te păcălești pe tine. Și atunci... Când văd genul ăsta de persoane care sunt foarte recunoscătoare chiar și pentru un mic imbold pe care probabil indirect i-l-am dat, că na, direct n-am cum, că nu mă cunosc, nu sunt să-l văd. Bine, eu vorbesc mereu la cameră ca și cum aș vorbi cu, nu știu, cu unul ca mine. Și tocmai de-aia probabil mă exprim așa de ușor sau mă exprim pe înțelesul tuturor, pentru că vorbesc simplu, clar, sau bine, simplu, clar, eu fac așa un amalgam tot timpul, dar... Dar înțeles, înțelegeți voi ce trebuie. Și chiar mă bucur că a reușit. Poate cine știe, vom avea vreodată ocazia să ne vedem pe drumurile patrei adoptive, ca să zic așa. Termin și astăzi cu... Opa, mi-a ieșit cam tare din curbă. Sper să termin și astăzi cu 15 ore. Și de mâine la 13 ore. Așa, lejer, de vară. Bă, dar să moară mă, sau nu să mai... mai încep și pomii ăștia să înflorească, parcă până acum au înflorit și mai devreme, așa, nu știu. Bine, acum a fost și mai frig și chiar a fost iarnă. Dar aș vrea să înceapă verzeala deja pe aici. Mie chiar îmi plac de fapt primăverile aici, pentru că totul e foarte verde, foarte timpuriu. Pentru că nu prea sunt temperatura așa scăzute să zici că usucă totul. Și atunci iarba rămâne verde destul de mult timp. De fapt, ați văzut pe multe videouri. Chiar se vede iarba verde. Iarba verde de acasă. Uite, ca să vedeți exemplu, că e verde totul în jur. Și nu e iarbă pusă, e pur și simplu iarbă sălbatică, pășune. Pășune, pășune. Dragii mei, cred că ne mai vedem la Corbi. După aia, la următoarea livrare acolo, în Nottingham, să vedem noi pe unde sunt și aia. Sper să-i găsim, să fie ceva ușor, să nu fie prea
prea multe bătăi de cap. Ziua continuă alături de Tracker Boy. Aș putea face un de-asta, un sketch de-asta. Tracker Boy. Pa-ma-ma. Băi, mă gândeam acum pe drum. Știi ce-ar fi tare? Să refuze ăștia descărcarea. M-aș căca pe mine de râs. Mai mi s-a întâmplat aici la Corbi, chiar dacă ăștia sunt așa mai... Nu știu cum să zic, se mișcă repede la descărcat și chestii de-astea. Să știți că sunt foarte strict la ora de descărcare. Bine, nu știu dacă ar fi făcut ăștia reprogramare pentru o altă oră. Când am plecat de la Billstorm de acolo, m-au întrebat ăștia când ajung aici. Am zis, bă, în jur de 12 și un sfert, 12 jumate maxim. O să ajung cam pe la 12 și un sfert. Mă gândesc că poate i-a dus capul să sune să reprogrameze. Că altfel ăștia poate să zică, domne, trebuie reprogramat pentru mâine. Și atunci le-a dat fatala, pentru că la următoarea livrare am lăsat decât 2 paleți și evident că nu o să stea nimeni să descarce jumătate de vagon cât mai am eu pentru ea 2 paleți din față. Mai ales dacă ea sunt vreo firmă de aia mică care n-au nici rampă și trebuie dați cu transparentul jos. Vă dați seama că n-am unde să mut atâția paleți. Nu știu câți am pe aici, cred că am vreo 10 paleți de lăsat. Poate chiar mai mult de 10, vreo 12 parcă. Nici nu mai știu exact, dar cred că 12. Să vedem, să sperăm că nu vor comenta și nu vor spune nimic. Bine, pe mine nu m-ar deranja să mă întorc înapoi din firmă. Cu marfa asta. Băi, cu chiu cu vai m-au... Bă, aici, mă? Sau nu? Nu aici, mă, în față. Bă, cu chiu cu vai, frate, m-au descărcat ea. Eram sigur că nu m-a descărcat, că era mult prea mare întârzierea. Și... Hai, boss, nu intrați niciunul? Lasă că intru eu. Nu intrați, boss, lăsați că intru eu. Că eu sunt cu mașina mică. Exact ce ziceam, nu prea au vrut să mă descarce, a trebuit să sun ăștia, până la urmă m-au descărcat. Bine, m-au ținut oamenii vreo, cred că o oră jumate, cam așa am stat acolo, vreo oră jumate. Pentru 8 paleți, sau 10, nu știu cât am avut. Și acum ajungem la ăștia, să sperăm că e totul bine pe aici, pe unde sunt. Și după aia să vedem ce încărcăm. Ce încărcăm și de unde. Bă, eu mă plimb pe aici, până orașul ăsta, ca vodă până lobodă. Și nu văd și eu niciun camion. Sper să fie zona industrială unde mă duc. Bine, oricum am impresia că e o firmă de asta mică. În moment ce au 2 paleți. Nu mă aștept să fie vreo firmă prea mare. Cum naiba să numesc? MKG. MKG. Wow. MKG. Bă, stai așa că trebuie să fac stânga. Tot printre case, mă, frate. Boss, eu am verde. Cred că și tu ai verde. Dar eu sunt mai pizdos. Old Coach Road. Cred că asta e adresa. Old Coach Road. Ăsta e. Au. Parcă vă că e vreun magazin de ăsta așa. Ești ce naiba ăștia pe aici. Clătite, prăjituri, budincă. Da, nu mai de astea așa slabe. Uite, mă, că e mai zona industrială. Uite, aici de depozite. Veterinar, ce e aici, da? Clinică veterinară.
mai zona industrială, uite pe acolo niște containere. Înseamnă că e bine, sunt în zonă. Sunt în zonă. Mamă, câte de-astea solare au ăștia pe case pe aici. E plin. Oameni ecologiști. Așa fac economie. MKG. Să fiu atent că poate o fi pe aici, așa, pe la stradă. Mai am eu surprize de-astea. Mă duce codul poștal pe la mama dracu și ei sunt pe la stradă. Ia să vedem ce e aici așa. Hopewells. Bă, o fi la ăștia, mă? La Hopewells? La ăștia am mai fost, frate, mai de mult. Ia stai să mă urc eu să-i întreb. O fi la ăștia, frate. Băgăm și noi aici pe locurile de mașini mici. Opa, așa, dăm puțin în spate. Mergem să-i întrebăm, poate o fi chiar la ăștia, frate. Poate așa se numesc. MKG, cine știe. Hai, Zafira. Zafira, Zamfira. Dragii mei, revenim de îndată. Băi, se pare că nu sunt ăștia. Așa că îi dăm mai... Dă mai în față iar. Să vedem, să vedem unde sunt. Aici nu. Dăm așa să punem și ne centura. Deci că aici ar fi. Hai, boss, ieși. Hai, boss, ieși tu, măcar cu tupeu, cu netupeu, cu ceva, ieși tu de acolo. Mamă, cum e strada asta. Și se și blochează. Sper să intru în vreo curte, ceva, că altfel... Să dau cu spate de pe aici, cred că mă ia cap. Aici nu e sigur. Este zbos. Gemini. MKG, uite pe ăla pe camion. L-am văzut pe fraier. Ia să vedem cum intru eu aici, am mâncat vă și gura voastră în curtea asta. Cred că trebuia să vin cu spatele. A? Mă duc să văd. Ce și cum că văd că e totuși un drum pe aici, poate pe undeva în spate. Revin imediat. A? Ia mă duc să vorbesc cu ăștia. Frații mei peloponezi, exact ce vă ziceam, trebuie să dau cu spatele înapoi. Cu spatele înapoi, trebuie să dau cu spatele. Pentru că oamenii cică au sunat și au spus că nu mai vor marfa, pentru că ajung prea târziu. Și a zis că nu le-a răspuns nimeni la noi, la companie. Cea, cum dă cu spatele cu... Pe drumul ăsta în viraj. A? Îmi spune cineva? Și cu mașini parcate. Na, că ziceam că n-am astăzi material de vlog. Uitați-vă, fraților, și nici mi-aș zice că nici măcar nu ai loc să intri cu articulat aici. Deci ăștia sunt cretini, frate.
Deci ăștia au luat cursa sau morții măsii, dar nu se gândesc. Bă, stai așa că n-are, nu întreabă și ei, bă, poate să vină oare articulatul până la voi? Dă-mi cu spatele, frate. Pe viraj, între mașini. Că așa e frumos, vă dați seama cum este în intersecția aia cu spatele? Bine că e pe partea mea. Măcar. Tu zrasa mătii. Cu cursele mătii. Bă, așa aș vrea odată să-l iau pe un dispatcher de la și să vadă ce curse dă dispatcher. Cine face planning-ul? Să vadă ce curse ne dau. Uite și tu. Băi, printre mașini, Adriane. Bă, dar aveam așa un feeling. Că n-am eu unde să intru aici. Ați văzut că le cam simt așa și vă zic. Hai că aici e cum e, dar de acum urmează virajul ăla. Ar fi culmea să mai vină și vreun camion. Păi nu vine mașină mică. Boss, dă-i înapoi că ai beli pula. Dă-i înapoi că amândoi am beli pula. Nu știu cum ies de aici. Dacă nu mă sui pe vreunul, nu știu cum ies. Așa că aveam aici un stâlp. Unde e, mă? Aha. Acolo. Să nu mă sui pe el. Boss, că am rezolvat-o, ieșim acum la intersecție. Țineți-vă bine. Țineți-vă bine, mă, la unde pula mea vine? Orbete, când vezi și tu avarii și pe unul care merge cu spatele pe o stradă care știi că se îngustă, la ce pula mea mai vii? Oh, că nu te iau, nu te iau, te-am văzut. Nu sunt mânăciungă. Nu sunt mânăciungă și nici n-am intrat de prost aici, da? Așa că nu mai suge și nu mă înjura. Să vedem unde mă trimit ăștia acum cu paleții ăștia. Ia să vezi cum ieșim noi în intersecție. M-ai speriat, am zis că am dat peste ceva. Boșii mei, dacă dă vreunul mine, am beli pula. Trebuie să dau foarte ușor cât să mă vadă 1-2, că după aia se opresc ei. O să mă sui un pic pe bordură. Îi doare pe ăștia în pulă, că eu dau cu spatele. Uite-te și... N-are, mă, nicio treabă, băga mea și pula măsa. Băia de treabă ăsta cu CLS-ul. S-a dus el să oprească traficul. Stai așa că l-am pe ăsta aici, pe margine.
Thanks, mate. Danke. Danke, Shanke, Lanke. Băgam aici mâna, îmi sunt la ouă. Trebuie să mă opresc să-i sun pe ăștia. Oh. Mi-ai pula în gura lor. Oh. Revenind după conversație. Hai că am rezolvat-o și pe asta. Da, se pare că e mult prea târziu și oamenii și adună camioanele în curte și de-aia nu se poate livra, că le-am spus ăsta domnul, mi-a zis aia că nu se poate livra cu articulat aici, de ce m-a strâns? Nu, Adrian, că se poate livra, dar doar foarte de dimineață, până în ora 1. E, pula mea, e 3. Ce să vă fac? Nu am eu nicio vină, voi mi-ați dat... Asta face stânga. Hai de boss. Voi mi-ați dat jobul ăsta așa. Mama, aici e zona de aia de case coaie cu 20 limite. Uitați-vă și voi pe unde merg eu. Așa. Eu zic, cine până vă pune să-mi dați job la ora 6 cu livrări în 3 ore și știi că nu ajungi. Trebuie să-și asume, n-am ce să le fac. Asta e, am bătut și drumul degeaba până aici, cât am, o oră 40, aproape 2 ore de condus până aici, când puteau cu un telefon să rezolve. Bă, a plecat șoferul nostru la ora, nu știu la cât am plecat acolo, la 1 și ceva. Mai poate veni acolo să livreze ăla? Și ăla îi spunea nu. Și ăla mă trimitea direct de unde eram, la oma dreacu, m-a trimis acum la Hull. M-a trimis la Hull, la Caro Foods. Unde am fost? Când am fost? Luni? Nici nu mai știu când am fost. Au! Da, luni am fost acolo. Băi, unde băgăm din stradă așa cu spatele. N-ai ce să le faci. N-ai ce să le faci. Au, au, au. Așa că, frații mei peloponezi, mergem la Hull. Haideți cu mine. Bă, a ieșit un soare nebun acum. De fapt, cam toată ziua a fost frumos. Nu știu cum naiba să face, că în timpul săptămânii e frumos și în weekend te rupe în două. Te rupe fix în două. Cum a fost și weekendul ăsta. No, nici n-am putut să ies din casă. Am fost la cumpărături și atât. Sper să am și măcar în ziua, în alea două săptămâni să stau acasă, după ce naște pici, sper să am și o parte măcar de vreme frumoasă. Faptul că o să stau acasă, o să profit un pic să mai rezolv și din probleme cu mașina. Și cu BMW-ul și cu Zafira, sper. Nu simt și eu. Mamă, ce coaie aici? Ce coaie aici? E ora de vârf. Ce să fie? Aici este zona comercială, industrială. Este și Ring Road-ul, cum îi spun ei, adică gen varianta de ocolire a orașului. Și vă dați seama că e destul de aglomerat. Bă, sper să nu am și eu pe cineva parcat acolo, să nu mai mă chinui. Ia să vedem dacă este cineva înăuntru, că de aici se vede dacă e cineva acolo. Nu e nimeni, mă așteaptă pe mine ei. Uite rampa, o vedeți? Aia cu roșu. Jump. Jump, jump, jump. Dacă aș putea sări până acolo. Boss, dă-te în rasa, mătii, unde te bagi? Eu cum mai trec? Tu vă în gură. O să fii pe bordură ca să trec. Da, v-ași la cioc. Dă inapți. Care nu vă gândiți. Nu vă gândiți, fraților. La ce să gândiți voi? Să gândiți voi. Hai să mergem să întoarcem. Boss, nu te-ai parcat bine acolo cu
Dubai, dacă stai acolo. Vreau frumos. Am trebuit să stau să iasă ăștia ca să pot să fac virajul, că altfel n-am loc. Dă-i cu românesca. Vină nimeni în spatele meu, să pot să mă manifest și eu aici. Haide, boss! Așa. Opa! Să ieși noi puțin pe bordurică! Suim și acum. A? Ne suim? Hai că ne suim. Bă, stai așa că mă duc prea în piatra aia. Și nu e bine. Mi-au și deschis băieții poarta. Stai așa să se deschidă și pe partea aia. Așa, boss. Danke. Danke, Schalke. Danke, Schalke. Hai să le mulțumesc și eu ăstora că s-au oprit aici. Danke. Și că n-au insistat să treacă. Așa, să mergem să deschidem și noi porțile în spate. Și să oprim frigul ăsta. Că, na, încarcă lumea. Luam aia doi paleți acolo. Asta e, să oprim noi. Hai să dau mai în spate. Așa. Oh. Doi paleți. Doi paleți de căcat. Doi paleți de căcat. Așa. Și acum să proptim și noi la rampă. Să așteptăm să ne încarge și plecăm acasă. Gata, boss. Oh, doamne. Dragii mei, ne vedem la plecare sau în firma, nici nu știu. Ne vedem oricum. Asta e, să știți, că ne vedem. Fraților, am ajuns în firma, este 8:10. Am lăsat și vagon, am și alimentat. Ne ajungem și noi acasă. Păi, încep să fie semne că vrea să apară micuța. Încerc să vorbesc cu ăștia să stau de mâine acasă. Nu știu, să vedem. Nu e, cumva nu e grabă sau ceva, că nu va naște imediat cu încep contracția, nu va naște într-o oră. Urează câteva ore bune până poate naște, dar am prea mari emoții și parcă n-aș lăsa așa, dar vreau să fiu neapărat acolo sau să încerc să stau acolo. Pentru că
am zis că e destul de dificil. Așa și... Nu știu, să văd dacă vorbesc cu ei. Încă mai mă gândesc, mai am 5 minute să mă gândesc dacă... Dacă despun să stau de mâine acasă sau nu. Nu știu, momentan. O să văd. Fraților, am făcut 609 km. Stam să vă arăt, să nu credeți că vă trag în piept. Da? Avem 10 lire. Nu uităm de... De jocul nostru. Nu uităm, nu uităm. Ok. Așa. Băi, zi lejeruță. M-am plimbat un pic cu paleția în jumătate de Anglie, dar n-are nimic. Închinește ca și ieri la 20-30. 3-6-2-1-8-2. 3-6-2-1-8-3. Am ajuns și noi în firmă la ora 8. Fix. Google 8 și ceva. Fix. 1-8-2. Așa, am terminat și cu astea, trebuie să le predăm. Dragi, ăsta a fost trecărea de astăzi. Dacă mie nu mai vedeți încă o trucăreală, înseamnă că am născut pici. Și poate, vedeți loc, nu știu, o să vedem. Așa că, nu știu ce să vă zic, dacă să vă zic pe mâine sau pe altă dată, nu știu. Eu vă zic optimist pe mâine. Asta a fost tot, vă tare mulțumesc, dați și voi un share cum puteți, nu uitați, letrico.ro/trackerboy, puteți să vă luați șapcă, căciulă și cană, șapcă, tricou și cană, mă scuzați. Nu știu ce să vă mai zic. Gata, ceau, pa!